Da. Astăzi vrem să aducem un omagiu celor care s-au jertfit de-a lungul timpului și au dat viața pentru noi, ca noi astăzi să fim prezenți aici, să fim sănătoși și să avem telșugul pe care l-avem. Ziua Națională a României a fost sărbătorită așa cum se cuvine și în cadrul centrului de zi din Dumbrăvița. Directoarea Alina Lozici, împreună cu echipa, au pregătit un program artistic cuprinzător în care au fost implicați toți copiii din cadrul centrului. Sărbarea a început cu intonarea imnului național, cântat împreună cu publicul, care a fost constituit de părinți, rude, dar și primarul localității Victor Malac. Cum v-ați pregătit pentru Ziua Națională? Am început să repetăm, să cântăm și să dansăm. O zi importantă, nu dar din punct de vedere istoric, dar și moral. Ziua Națională a României, cea mai importantă zi a României, multe istorie la școală. Copiii de la centru de zi au pregătit pentru astăzi un program artistic cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale, să ne amintim ce au făcut strămoșii noștri pentru țara noastră în data de 1 decembrie în anul 1918, să păstrăm totodată tradiția, obiceiurile, cultura și istoria poporului român. Ne-am îmbrăcat în costume populare, vom cânta cântece patriotice, vom recita poezii, iar la sfârșit, cu toții, cu micul mare, vom dansa Hora Unirii, așa cum au dansat strămoșii noștri atunci când s-au bucurat că a avut loc Marea Unire a țării românești cu Transilvania. Copiii care sunt mai mari și au ajuns să învețe la ora de istorie cunoșteau ce s-a petrecut în anul 1918. Cei mai mici, bineînțeles că a trebuit să îi învățăm noi, motiv pentru care consider că ceea ce facem astăzi aici e un prilej de a promova istoria și de a învăța totodată pe copii, fiind un exemplu, un model pentru ei. Astfel încât mi-aș dori să poată fi transmisă mai departe cultura poporului nostru, tradițiile, să nu se piardă, că ar fi păcat. Am învățat o poezie care e pentru Ziua Națională a României. Copiii au cântat și au recitat, iar la final au încins Hora Unirii, așa cum au făcut și strămoșii noștri în 1918 la Alba Iulia.